În cursul zilei de astăzi a avut loc o ședință în Comuna Cireșu, în cadrul Geoparcului Platoul Mehedinți, în care s-a discutat implementarea unui proiect de măsuri active pentru conservarea biodiversității și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune. În cadrul ședinței a fost prezent vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, directorul Geoparc Platou Mehedinți Claudiu Cenușe, dar și autorități locale și județene. Eu sunt Claudiu Cenușe, sunt directorul Direcției Administrative Geoparc Platou Mehedinți, alături de colegii mei, doamna Ramona Cupă, vicepreședinta Consiliului Județean Mehedinți, domnul Ionică Negru, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți. Bună ziua! Doamna Mihaela Țărlui este colega noastră și în cadrul proiectului este asistent manager de proiect. Și Tibi Strinoiu, colegul nostru la Consiliul Județean Mehedinți, care este managerul proiectului. În cadrul ședinței de astăzi a fost discutat un nou obiectiv de investiții, implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității pe teritoriul Geoparcului Platou Mehedinți și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune. În valoare de aproximativ 3 milioane lei va fi implementat de Direcția Administrarea Geoparcului Platou Mehedinți. Am făcut mai mult de 50% din proiect până la momentul ăsta. Am achiziționat în mare parte de toate materialele de care avem nevoie și o să rămânem cu două, chiar trei măsuri de implementat pe buget neeligibil de la Consiliul Județean, cărora le mulțumesc din suflet, pentru că dacă nu erau și nu ne susțineau în treaba asta, proiectul ăsta nu avea viață. Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, a fost prezent la ședință, acesta susținând astfel de proiecte importante menite să vină în sprijinul conservării biodiversității și al ariilor naturale protejate. Astăzi suntem invitați la sediu Geoparc Platou Mehedinți, un serviciu care în ultimul timp a început și a luat amploare. Noi mereu am fost deschiși în a sprijini activitățile legate de turismul care se dezvoltă în Mehedinți. Știți foarte bine că odată cu modernizarea rețelei de drumuri a crescut foarte mult numărul vizitatorilor, în special în zona de munte și zona de clisură. Odată cu venirea acestor turiști trebuie să creăm și anumite condiții. Condiții care să ajute și pe cei care vin și pe cei care locuiesc aici și să protejăm și mediul. La solicitarea domnului director cu privire la acest proiect am fost deschiși ca de fiecare dată la orice sursă de finanțare din fonduri europene și l-am susținut să înainteze acest proiect. Este un proiect care va moderniza și va sprijini zona de munte, va supraveghea pe o perioadă de 5 ani de zile unele lucruri care până acum ni se păreau greu de realizat. Din ce ați observat și dumneavoastră, s-a făcut referire și la unele metode de a colecta apa care este greu de găsit în zonele de munte. Mă rog, au mai multe aspecte de care vor beneficia aceste zone. Noi ne bucurăm că am putut să sprijinim acest proiect, ne bucurăm că se derulează și oricând vom fi alături de cei care vor să facă ceva constructiv. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare și are ca obiective principale eliminarea speciilor invazive din pădurea de liliac de la Ponoarele, implementarea măsurilor de supraveghere pentru protejarea și conservarea unor specii și habitate de interes conservativ din Geoparc Platoul Mehedinți, implementarea măsurilor de reducere a surselor de poluare pentru cursurile de apă curgătoare, implementarea măsurii de stingere a incendiilor în habitatele de interes comunitar și creșterea gradului de conștientizare a populației din localitățile situate pe teritoriul Geoparcului Platou Mehedinți și a publicului larg cu privire la importanța conservării biodiversității din cadrul ariilor naturale protejate. De asemenea, directorul Geoparc Platou Mehedinți, Claudiu Cenușe, este foarte bucuros de faptul că acest proiect va fi implementat și în județul Mehedinți, deoarece astfel se vor asigura condiții pentru protejarea și conservarea speciilor și menținerea habitatelor într-o stare de conservare favorabilă. Într-adevăr, este un proiect frumos pe care noi l-am dorit de foarte mult timp. Am lucrat aproape 2 ani de zile la scrierea acestui proiect pentru că au fost necesare foarte multe avize și avize destul de importante. Un proiect în valoare de aproape 3 milioane de lei, buget în care sunt cuprinse mai multe măsuri, unele dintre ele extrem de importante pentru noi ca și arie naturală protejată și pentru comunitate și pentru turism și pentru tot ce înseamnă mediu, pentru că vrem să implementăm o măsură de reducere a poluării pe cursurile de apă. Plus o să mai fie câteva bazine pentru captarea apei meteorice pentru stingerea incendiilor în zonele greu accesibile
eliminarea speciilor invazive din pădurea de Liliac. Cu altă măsură, o să montăm un număr destul de mare de camere de vânătoare pentru surprinderea faunei și a braconajului. Sper că nu o să fie cazul. O să fie montate în jur de 250 de cuiburi pentru lilieci și pentru huhurezi, tot felul de adăposturi pentru reptile și pentru amfibieni. Un proiect care ne forțează așa un pic să spun, dar îl facem cu plăcere și toți colegii mei din cadrul instituției fac acest lucru cu plăcere și abia așteptăm să-i dăm drumul și să-l vedem realizat. Astfel, pe parcursul derulării proiectului se vor monta camere capcană cu scopul de a identifica activitățile antropice ilegale spre a fi raportate către organele de control. Acestea vor fi amplasate pe culoarele de deplasare pentru speciile de interes comunitar sau în zonele în care au fost întâlnite diferite probleme de legalitate. Totodată, primarul comunei Cireșu, Doru Țârlui, este foarte încântat de faptul că aceste investiții sunt în favoarea comunei pe care o reprezintă, astfel atrăgând tot mai mulți turiști în zonă. Mă bucur de invitația domnului director de la Geopark, pentru că astăzi se lansează acest proiect de mare anvergură. Sunt mândru că se face în zona noastră. Este un proiect care ajută ca turiștii să poată să vină într-o zonă frumoasă, să fie o zonă curată și apreciez toate eforturile celor de la Geopark. Cât de necesar era implementarea unui astfel de proiect? Să știți că în ultimul timp, așa cum spunea și domnul vicepreședinte, turiștii au început să vină și în localitatea Cireșu și acest proiect chiar era necesar și este binevenit pentru că se referă la colectarea deșeurilor și acest lucru a început să fie o mică problemă, așa. Noi încercăm să facem cu forțele noastre locale să menținem locatarea curată și o să o ținem, dar acest proiect este de bun venit. De asemenea, primarul comunei Breznița de Ocol, Cătălin Drăghici, a dorit să-i felicite pe toți cei implicați în acest proiect de mare anvergură. Mă bucur că am fost invitat astăzi alături de echipa de implementare a proiectului ce ține de administrarea Geoparcului. Este o echipă tânără și mă bucur că localitatea mea face parte din Geoparcul Platoul Mehedinți. Era necesar un astfel de proiect și cred că tot ce ține de fonduri europene în general e bine să le accesăm pentru atât pentru localitățile noastre cât și pentru locuitori, pentru tot ceea ce ține de administrația locală, județeană și chiar națională. Într-un moment în care poluarea este o problemă națională, astfel de măsuri sunt absolut necesare. Mediul înconjurător ne asigură principalele resurse pentru viață și cu cât suntem mai conștienți și atenți la ceea ce trebuie să facem pentru a-l proteja, cu atât mai mult copiii noștri vor putea trăi într-un mediu sănătos. Proiectul implementat este de un mare succes și asta datorită implicării active a autorităților județene, în special a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a fost mereu alături de cetățeni și a sprijinit proiectele de acest fel, menite să crească calitatea vieții locuitorilor.